Slăvit să fie Domnul! Amin. Aș vrea să ne ridicăm să citim trei versete din Efeseni, capitolul 4. Vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste, și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. În 1 Corinteni 11:23 scrie că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat. Ce am primit de la Domnul, ce am învățat din Scriptură, voi împărtăși câteva gânduri cu dumneavoastră, gânduri cu care am vorbit, le-am împărtășit și altor frați, dar sunt îndemnat în seara aceasta să vorbesc din versetul 3. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Cercetătorii Scripturii spun cartea Efeseni o carte simetrică, în sensul că din cele 6 capitole, în primele 3 capitole ni se spune cine suntem noi și în următoarele ce trebuie să facem noi. În primele 3, care-i chemarea noastră și în următoarele 3, care-i răspunsul nostru. Și versetul de legătură sau axa de simetrie se pare că e Efeseni 4:1. Vă îndemn, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Nu intrăm în detalii vorbind de chemările care ne le face Dumnezeu. Că în numeri 10:2 suntem chemați la părtășie. Fă două trâmbiți de argint și cheamă adunarea. În Roman capitolul 1, versetul 7, suntem chemați să fim sfinți. În Roman capitolul 12, versetul 7, suntem chemați la o slujbă și acolo spune cine e chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. În versetul 3 avem o altă chemare, chemarea la unitate. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Dar aici am întâmpinat o dificultate în interpretare, că Duhului îi cu D mare, Duhul lui Dumnezeu, îi Duhul Sfânt. Și atunci îmi revine mie sarcina ca să păstrez unitate în Duhul. Pot eu face asta? Eu sunt botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, mulțumesc Domnul. Fratele Doruna și el e botezat. Fratele Nicu, fratele Ilie, noi suntem botezați cu Duhul Sfânt. Cum Duhul Sfânt din mine și Duhul Sfânt din el și din el nu sună? Trebuie ca eu să mă străduiesc să păstrez unitatea asta? Și unitatea asta o facem în Filipeni 2:1, spune de legătura Duhului acolo. Deci dacă mai este vreo îndemnare în Hristos, vreo mângâiere în dragoste, vreo legătura Duhului, vreo îndurare și vreo milostivire, acolo e legătura Duhului. Dacă să putem ține frații ăștia uniți împreună, Coloseni 3:14 spune, dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care e legătura desăvârșirii. Și mai trebuie o legătură, că Eclesiastul 4:12 spune că funia împletită în trei, nu se rupe ușor. Și vine versetul 3 și spune, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. S-ar putea ca oameni botezați cu Duhul Sfânt să se împrăște. În Fapte, capitolul 8, când s-a stârnit o prigoană și nu mai era pace în Ierusalim, toți s-au împrăștiat, cu excepția apostolilor. Între Pavel și Barnaba, care aveau Duhul, a apărut o neînțelegere care a fost așa de mare că i-a despărțit.
Deci voi cei plini de Duhul Sfânt, din adunarea din Reus, da? Voi trebuie să fiți legați, tot adunarea așa cu o legătoare, și asta e legătura păcii. Doamne, dă-ne legătura! Eu mă gândeam, oare care sunt condițiile pentru unirea Duhului? În primul rând, logic, prima, e să ai Duhul și să fii plin de Duhul. Constat că între noi sunt oameni care n-au Duhul. Iuda 19, versetul spune, ei fac dezbinări, oameni care n-au Duhul. Se poate asta? Teama lui Pavel din 1 Corinteni 15:34 era că sunt în mijlocul vostru unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun. Eu am întrebat într-o adunare, oamenii ăștia care nu cunosc pe Dumnezeu, îs trecuți în registrul de membri? Au drept de vot? La adunarea generală ridic mâna și vorbesc? Dar cine sunt oamenii ăștia? Noi ne confruntăm de regulă cu copiii de pocăiți. Născuți, aduși la adunare, poemic, așa, nu au fost foarte răi. Dar nici n-au avut o întâlnire personală cu Domnul, n-au experimentat nașterea din nou, din apă și din Duh. Și a venit vremea să aibă 20 de ani și a găsit o fetișoară și a vrut să însoare, dar n-are botezul. Și a venit, frate, vreau botezul. Și noi îi dăm botezul, că noi îi solicitam botezul. Și spunem, pe baza mărturiei tale, te botezăm. El face nuntă, îi cresc copiii, dar mă uit că ei nu cunosc pe Dumnezeu. Dar asta e și rușinea noastră. Pavel spunea, spre rușinea voastră, o spun. Aici, în adunarea din Reus, sunt care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oare? Și sunt care n-au plinătatea Duhului, n-au nici nașterea din nou, n-au nici botezul cu Duhul Sfânt, dar ei sunt în adunare. Prima condiție ca să ții Duhul ăla cu D mare unit, îi să-L ai. Și a doua, să umbli călăuzit de Duhul. Asta e foarte important, plinătatea Duhului. Botezul cu Duhul Sfânt este un eveniment unic și irepetabil. Dar umplerea cu Duhul Sfânt e un eveniment care se repetă. În fapte 2, în fapte 4, iară s-a umplut. Zic dar, Galateni 5:16, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Versetul 19, căci faptele firii pământești sunt cunoscute și acestea sunt certurile și ne oprim. Participam la o ceartă mare într-o adunare. Nu-i bine că mă filmați, dar n-are nimica. Atâta s-o certat, eu eram acolo, nu spun povești. Până când unul l-a amenințat cu bătaie, băi, îți dau două cum aia. Și eu am spus, stați un pic, era în vârstă. Băi, tu ești botezat de Domnul cu Dumnezeu? Da, frate. Băi, eu când am primit botez, nu cum primesc ăstea așa. Eu când am primit post, rugăciuni, iarna, prin viscol, mergem. Bun, te cred. Băi, dar tu ești botezat cu Duhul Sfânt? Frate, eu-s botezat înaintea Lui. Am o nelămurire. Duhul Sfânt din tine și cu Duhul Sfânt din tine se ceartă așa de tare? Voi ce spuneți? Avem și noi un aport? Avem și noi o treabă în a păstra unirea Duhului? Să ai Duhul și să umbli cârmuit de Duhul, să fii plin de Duhul. Am constatat că unii care au avut un botez autentic, nu imitați, autentic, botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, înflăcărare, cei care vine, semnul vorbirii în limbi, semnul exterior, e unul din semnele botezului cu Duhul Sfânt, l-au avut, dar încet, încet au ajuns în starea de căldicel. Și oamenii ăștia, oricând îți gata de ceartă, fac dezbinări. Ei nu mai au Duhul. Domnul să ne dea pocăință. A doua condiție e să aibă o învățătură unitară.
Și aici e o problemă. Oameni botezați cu Duhul Sfânt, și eu nu spun că nu-s botezat, au învățături diferite. Când vorbești despre nașterea de copii, unii spun, măi, tu faci datoria de soț, tu faci datoria de soție, Dumnezeu hotărăște numărul de copii. Altul vine și spune, cum îmi aleg concediu și culoarea la mașină, îmi aleg și numărul de copii, că Domnul mi-a dat înțelepciune. Nu, acum ăștia vor fi uniți tare. Când e vorba de ținut vestimentar, noi promovăm smerenia, umilința, decența, nu goliciunea. Nu vorbesc de rolul hainelor. Primul rol al hainelor e să acopere goliciunea, da? Că în Genesa Adam și Eva erau goi și nu le era rușine, și nu-i acuză Biblia, spune, băi, nesimțiților. Nu, nu. E o constatare, nu le era rușine. Dar în Apocalipsa 3:18 te sfătuiesc să vii la mine să iei haine, să nu ți se vadă rușinea goliciune. Dar de când goliciunea e rușine? De la păcat. De la păcat. În Genesa nu-i rușine, în Apocalipsa e rușine. Și acum, o femeie, un bărbat, cu cât e mai acoperit, cu cât își acoperă goliciunea, cu atât ai mai plăcut lui Dumnezeu. Noi nu umblăm cu ruleta să măsurăm pe careva, nici la batic, nici la fustă. Dar eu mă uit și spun, măi, Biblia spune așa, dacă nu ești așa, ei, dar Duhul meu, nu știu dacă se poate uni cu Duhul tău. Că vin unii și spun, Dumnezeu se uită la inimă. Nu se uită Dumnezeu cum te-ai îmbrăcat, cum te-ai coafat, nu, nu, nu. Dumnezeu se uită la inimă. Dar din inimă. Paharul meu, Psalmul 23, îi plin de dă peste el. Când e pocăință, de afară pocăință. Când e mândrie și chipul lumii, de afară chipul lumii. Ca să fie unitatea Duhului, nu dau alte exemple, trebuie să fie o învățătură unitară, să avem aceeași învățătură. Eu m-am întrebat că eu 35 de ani am fost muncitor la calea ferată. Când plecam din Burdujeni, dacă acasă era făcut pe direct înainte, ajungeam la ucraineni. Ani de zile am fost la ucraineni cu trenul. Dacă acasă era baterie, numai câțiva milimetri, trenul meu mergea la Timișoara. Eu întreb unora, unde li s-au abătut acasă în ce privește învățătura? Că mulți n-ați primit așa cum sunteți. Nu așa ați primit? Ați primit un pic altfel și deodată s-au abătut. De unde a apărut abaterea asta? Dar vine 1 Ioan 2:27 și spune o vorbă mare. Ungerea pe care ați primit-o vă învață toate lucrurile. Și iar venim la plinătatea Duhului, iar venim să vedem dacă avem ungerea sau nu avem. Dă-ne Domnul ungerea toți. Eram la noi în adunare și a venit un grup de frați cu un frate din Germania și cineva de la Sfântul Ilie l-a prezentat, băi, un frate misionar, lucrează Dumnezeu prin el. A venit omul, vorbea în germană, cineva îl traducea foarte fidel, foarte repede, vorbea după Scriptură. Mă, și eu în spatele amvonului, numai n-avem liniște. Cineva mi-a propus să vorbesc despre darul deosebirii Duhului, dar nu în seara asta. Și la un moment dat, omul să când vorbea de revelația lui Dumnezeu, s-a descoperit așa, ultimul mare proroc căruia s-a descoperit Dumnezeu, e William Brahma. Și eu cu vreo 3 zile mai înainte am citit o carte de brahmaniști. Asta era. Deci eu nu știam, nu-l cunoșteam, dar ungerea deodată a făcut efectul. Ca să fie unitatea Duhului, trebuie să avem aceeași învățătură. Hai să verificăm învățătura dacă e după Scriptură. Că Pavel spunea în Corinteni acolo, fraților, despre mine și Apollo am vorbit în icoană de vorbire, pentru ca prin noi să înțelege, să nu treceți peste ce este. Poți să vii toți teologii din lume, cu toate filozofiile lor, eu le arăt așa Scriptura. Arată-mi unde scrie. Și dacă venim pe lângă Scriptură, suntem cei mai nenorociți dintre oameni.
Ca să fie păstrată unirea Duhului, trebuie să fie plinătatea Duhului, umblăm cărmuiți de Duhul și avem o învățătură identică. Domnul să ne dea. Amin. Și zic eu că ar mai trebui să avem preocupări sau daruri comune. Eu am văzut, sunt un fel de cântăreț, vă dau și numele dacă vreți. Cuibus, îl știți? Ilie Puha, Benicibu, poate și Iurian. Când îl pui să cânte, el spune, toți care au acordioane aici în față. Da, am toți copiii cu acordioane mari. Băi, și așa se unesc și așa cântă. Ce unește? Cântarea, măi. Au o dragoste comună. Alții, oameni de rugăciune. Domnule, să roagă, eu am nimerit în mijlocul astfel de oameni, vă spun numai un nume, Liviu Jeniuc. Nu vă puteți ruga că să roagă omul ăsta. Am spus așa ca ortodox și toate rugăciunile și n-am mai gătit și le-am luat de la capăt și el tot înflăcărat și tot se ruga în continuu. Și oamenii ăștia se adună și le drag acolo. Alți au studiu. Spuneau frații că erau la rugăciune și era fratele Simeonuc care l-a sprins așa. Și-au făcut o rugăciune și lucrări, puhar, cu flăcărare, a doua rugăciune, a treia. Și moșul se foiește, spune, dar din cuvânt nu grăim nica. El nu era unit cu aceea, el era cu Scriptura. Îmi povestea odată fratele Nelu Căpățână, zice că mai am avut o contrazicție cu Simeonuc 3 zile și 3 nopți dintr-un verset. Na, păi pe ăștia nu-i poți despărți, că ei au daruri și preocupări comune. Asta înseamnă unirea Duhului. Să ne-o dea Domnul. Dar venim la legătura păcii. Și aș vrea câteva cuvinte despre pace. Nu vorbim mult. Am selectat 2-3 idei, așa ca la școală, cu liniuță de la capăt. În primul rând am spus, pacea la nivele diferite. Prima dată noi trebuie să avem pace în mod personal, pace lăuntrică. Sunt niște oameni așa ca Ariciu. Dom'le, nu te poți lipi de dânsul, nu știi cum să lei nici cu buna, nici cu rău, el îndată e așa refractar, nu te poți lipi. Altul e om de pace, David spunea, eu mă culc și adorm în pace. Mă întreba fratele, v-ați odihnit după amiază? Am harul ăsta, eu dorm de rup pământul. În 5 minute mă culc, nevasta spune, mă, te invidiez, măi, pe tine. Dar eu îi spun, n-ai pace, vezi și nu dorm. Eu am pace și dorm. Pacea lăuntrică. Cum ajungem noi să avem pace lăuntrică? La Betfage, în vale, tot poporul se bucura. Strâga Osana, binecuvântat cel ce vine în numele Domnului. Și Iisus se uită la Ierusalim și începe să plângă. Ierusalim, Ierusalim, care omor cu pietre pe proroci, care știți dumneavoastră, dacă ai fi cunoscut măcar azi lucrurile care pot să-ți dea pacea, dar acum s-a ascuns de tine. Care sunt lucrurile care pot să ne dea pacea? Pentru cei care n-au pace, nu luați distolul calm, nu. Nu vă foiți să strângeți cearșaful, nu vă duceți la psiholog. Faceți-vă rost de pacea lui Hristos. Amin. Care sunt lucrurile care pot să ne dea pacea? În primul rând, o relație bună cu Dumnezeu. 22 Iov cu versetul 21. Împrietenește-te cu Dumnezeu, vei avea pace. Doamne ajută-ne! Când ai probleme nerezolvate, păcate nemărturisite, că spune Pavelul Timotei că păcatele unora sunt cunoscute și merg înainte, iar ale altora vin pe urmă. Care merg înainte? Că toți avem păcate. Acele care le-am mărturisit și le-am abandonat. Acele nu ne mai ajung din urmă. Dar păcatul care îl ai în secret în viața ta, nu l-ai spus, te complaci în păcatul ăsta, în ziua judecății ăsta vine și te acuză. Dacă vrei să ai pace lăuntrică, fii într-o relație bună cu Dumnezeu. Amin. 2. Disciplinează-ți gândurile.
Eu lupt la nivelul gândului. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând îl facem rob. Voi credeți că mie, când îmi spune nevasta ceva așa, nu vine să-i răspund înapoi? Adică ea știe să vorbească și eu nu știu, dar vedeți că știu să vorbesc. Stai, când spui tu o vorbă, spun și eu. Ei, dar 1 Petru 3 cu 9 spune, nu întoarce rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. E un disciplină, îs ispitit. Vine un frate, măi frate, mie mi s-a întâmplat că unii m-au făcut din nimica, din nimica, albii de porci. Și voi credeți că chiar nu mă putem apăra? Dar am spus nu. Eu mi-am făcut gândul rob ascultării. Și toate ispitele cele, spune-mă asta, fă așa, fă. Noi răsturnăm izvodirile minții. Orice gând îl face în rob ascultări de Hristos. Ieremia 29 cu 11. Eu știu gândurile care am pentru voi. Gânduri de pace și nu din norocire. Haideți să ne disciplinăm gândurile. În felul acesta vom avea pace lăuntrică. În al treilea rând, plinătatea Duhului de care s-a tot vorbit. Galateni 5, 22. Roada Duhului dimpotrivă. Dragostea, bucuria. Și a treia care? Un om plin de Duhul Sfânt are pacea lăuntrică. Domnul să ne dea! Al doilea nivel la care trebuie să găsim pacea, e pacea cu semene, pacea cu oameni. Și începem cu pacea în familie, pacea în biserică și pacea în societate. Fără să intrăm în detalii, că nu ne încape vremea, dar sunt familii în care nu-i pace, între soț și soție. Sunt adunări în care nu-i pace, sunt certuri. Noi ne confruntăm la ora actuală, prin slujirea care o fac înaintea Domnului, tocmai cu certuri, cu probleme, că eu am spus, măi, de când sunt acolo, nu m-am zândit sufletește deloc. Numai telefoane, numai contestații, numai plângeri, numai comisii. De ce? Pentru că nu există pace între frați, nu-i pace între surori, între familii de pocăiți. Mă rog, Domnul vouă să vă dea pacea. Și apoi există pacea în societate. Și al treilea nivel e pacea cu Dumnezeu. Deci pacea lăuntrică, pacea cu oamenii și pacea cu Dumnezeu, Efeseni 2, de la 14 în jos. El e pacea noastră, care din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc, adică dintre evrei și neamuri. Dar Isaia 59 cu 1 spune, nu, mâna Domnului nu-i prea scurtă, urechea nu-i prea tare. Păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Și a venit Hristos și a dărâmat zidul ăsta. Și a făcut pace între noi și Dumnezeu. Lăudat fie numele Domnului. Pacea la cele trei nivele. Mă uit la ceas, dar mai stați un pic, da? Al doilea gând legat de pace. L-am numit eu posesii care se exclud. Că în inimă ori ai pace, ori ai altceva. Că nu prea poți să le ai pe amândouă, că nu în cap. Proverbii 17 cu 1. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de certuri cu ceartă. În inimă ori ai pace, ori ai ceartă. Sau dacă vreți Filipeni 2 cu 3, nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duh de ceartă. Oameni buni, cearta e dată de un duh. Se cheamă duh de ceartă. Când te sfădești în casă cu femeia, vezi, nu-i un duh de ceartă? Poți să vii, da. Când stai cu gura la bărbat, vezi, tu ești femeia aceea din Petru, un duh blând și liniștit, sau ai un duh de ceartă venit la tine? Eram într-o familie și un frate spune, măi, mă uit la voi, vine un duh de ceartă și vă atâță, așa înainte de miază, și vă certați până seara și vă culcați mânioși și îl stă într-un col și râde de voi. Că e un duh de ceartă. Duhul ăsta atâță alte duhuri. Că el între ele nu se ceartă, să știți.
Iar Italia colaborează și apoi vine ura, da? Din Proverbii 10 cu 12, ura stârnește certuri, vine mândria, Proverbii 13 cu 10, cel mândru, vine iuțimea, din Proverbii 15 cu 18, cel iute stârnește certuri, vine lăcomia, din Proverbii 28 cu 25, vine poftirea, din Iacob capitolul 4, de unde vin luptele și certurile? Păi, mădularele voastre, că poftiți și nu aveți. Și Duhul ăsta de ceartă, atâția duhuri de ură, de iuțime, de mândrie, de lăcomie, de poftire și vă aduce sfadă, să spune prin Bucovina. Și vă sfădiți așa mult și mult și Duhul ăla se dă deoparte și râde de voi. Când inima ta ori ai pace, ori ai ceartă. Ne rugăm Domnul să ne dea pace? Amin. Doamne, ajută-ne! Sau dacă vreți, ori ai pace, ori ai frică. Ioan 20 cu 19, ucenicii erau cu ușile încuiate de frica și a venit Hristos prin uși. Știți ce le-a spus? Pace vouă! Ori ai frică, ori ai pace. Sunt persoane temoase. Acum, sunt trei duhuri care generează frica. Duhul omului, că noi avem un duh, Tesaloniceni 5 cu 23, întâia, sau Corinteni 2 cu 11, da? Noi avem un duh. E duhul omului, e duhul lui Dumnezeu și e duhul diavolului. Că noi nu avem de luptat împotriva cărnii, împotriva duhurilor, da? Astea trei duhuri generează frică. Duhul omului generează frică. Din Duhul omului poate izvorâ frica. Dar eu aici frica am așezat-o între prudență și panică. Între prudență, atenție și panică. E normal, eu mă tem. Mă tem să merg iarna pe România cu cauciucuri de vară. Îți păcătos? Știți de ce mă tem? Când primul an când am luat permis, coborăm o vale, fără experiență, cu cauciucuri de vară și mergem cu spatele la unge. Am mers cu spatele o câțiva, m-a păzit Dumnezeu. Și unul spune, vezi, cu cioar să le cere, domnule, e șofer, puneți, băi, cauciucuri. Era un grup de oameni care m-au oprit ei așa cu mâna. Ei, de atunci mă tem să merg cu cauciucurile șterse. Îți păcătos? Nu! Prudența asta se naște din rațiune. Dacă vreți, din inteligență omenească. De aici s-au născut și măsurile de protecție a muncii. Și am multe exemple. Dar mai așezat eu, deci, frica omenească vorbesc. Între prudență și panică, câteodată de la prudență ajungi la panică. Și aici pentru că nu ne controlăm gândurile. Și am mai așezat eu frica între real și imaginar. Eu vă întreb, în seara asta, aici în adunare, aveți multe motive de teamă? Vă temeți tare acum aici? Nu. Da, dar mâine, știți că în Ucraina război, în Orient război, se bănuiește că vine COVID-ul, iară, preconizează o criză alimentară, și ce ne facem noi atunci? Nu vă văd eu pe voi. Eu cunosc o familie, când fata a reușit la o facultate la Cluj, examen greu și a reușit, domnul, eu a ajutat, stăm de vorbă cu mama fetei, felicitări, ți-a reușit fata. A reușit, dacă face facultatea asta, când o termine, că unde să lucrează? Eu zic, stai mă, că nu o da niciun examen, nicio sesiune și tu te gândești ce a să facă ea peste 4 ani. Domnul știi ce spunea? Măi, ajunge zile, necazul ei. Noi adunăm necazul și de mâine și de poi mâine și până la vară și îl consumăm tot acum, aici în seara asta. Și poate necazul acela nu ni se întâmplă niciodată. Într-o casă o strigă Duhul Sfânt, femeie, te temi de lucru care nu ți se vor întâmpla niciodată.
Ei, că în inima ta ori ai pace, ori ai o frică. Aici contează foarte mult controlul gândurilor. E normal să fiu atent, e normal să fiu prudent, e normal să-mi fac planuri, dar nu intru în panică. Dacă alunici în partea cealaltă, de acolo gândurile ți le ia diavolul. Și vai de oamenii cuprinși de duhuri de frică. Voi poate n-ați văzut, duhurile cu care luptăm noi cel mai mult acum sunt duhuri de frică, de depresie, de sinucidere, în adunarea Domnului. În adunarea Domnului. Vă pot da exemple 1, 2, 7, 10 cu nume și cu dată, dar nu asta am timp să fac acum. Mami care se tem, care au pus 6 copii în mașină, mergeți cu mama la mec și după 2 km întruna mașina, cine știe ce ni se poate întâmpla pe drum. Și ne cheamă bărbatul, băi, fraților, veniți, că nu mai înțeleg cu dânsa. Nu mai iese din casă, că este duhuri de frică, să ne păzească Dumnezeu. Cum au ajuns oamenii? O lăsat să scadă Duhul Sfânt, o deveni foarte îngrijorat, multe planuri, nu și-o controla gândurile, nu și-o disciplina gândurile și atunci diavolul i-o atras. Că nu, 2 Timotei 1 cu 7 spune că noi n-am primit un duh de frică, dar sunt duhuri de frică, să vă păzească Domnul pe toți. Apoi este Duhul Domnului, care naște frica de Domnul și asta e bună, recomandată, răsplătită, da? În Isaia 11 cu 3 spune, plăcerea lui va fi frica de Domnul. În Psalmul 111, versetul 10, frica de Domnul, începutul înțelepciune. În Fapte 9, capitolul 31, versete, biserica se bucura de pace, se zidea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Tu ce ai în inimă? Pace sau o frică nejustificată? O teamă care n-are niciun temei. Ne rugăm în seara asta, Domnul să ne dea ei pace. Sau mai poate fi în inimă. Tot la posesii care se exclud. Pace sau frământare. Scrie în Iov, capitolul 20, versetul 2. Gândurile mele mă silesc să vorbesc și frământarea mea nu-mi dă pace. Frământarea aici e sinonim cu îngrijorarea ta, frate Nicu. În inimă ori ai pace, ori ai o frământare. Și omul care e frământat, să-i frământa, asta nu-i frică. E altceva decât frica. Nu te temi de nimic, dar îți faci atâtea planuri pe mâine că nu poți să dormi. Că există o frământare a minții din Luca 21 cu 29. Nu vă frământați mintea. Și există o frământare a poftelor. Din 2 Timotei 3 cu 6, frământați de tot felul de... Și Doamne ferește când diavolul frământă cu pofte pe un om. Doamne ferește! Să ne dea Domnul totdeauna un cuget curat. 1 Timotei 1, 19. Timotei, să păzești credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Mă rog Domnului și mie, că și eu sunt ispitit, și vouă, să ne dea Domnul un cuget curat. Când Eclesiastul capitolul 6, versetul 9 spune o recomandare. Mai bine ce vezi cu ochii decât o frământare de pofte neîmplinită. Știi ce vede bărbatul acasă cu ochii? Îl vede nevasta. Dar el se uită la nevastă, dar are o frământare de pofte, el a văzut una mai frumoasă. Dar nu se duce la ea, nu păcătuiește. O frământare de pofte neîmplinită. Dar de ce ți-i inima frământată? Ce vede nevasta? Vede bărbatul, cum vine de la muncă, de pischelă, îl face duș, îl schimbă. Da, dar eu au văzut unul cu o leacă de vorbiță, cu o leacă tuns, nu știu cum, cu două cornițe. Dar nu se duce, că e pocăită. Dar o frământare de pofte neîmplinită. Eclesiastul spune, măi, mai bine ce vezi cu ochi. Să ne dea Domnul înțelepciune. Când vorbim de posesii care se exclud, ori pace,
ori ceartă, ori pace, ori frică, ori pace, ori frământare. Alegeți în seara asta pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere. Doamne, ajută-ne la asta! Dar am vorbit de unirea Duhului, condiții, vorbind despre pace, nivele diferite de pace, posesii care se exclud, și dați-mi voie să mai am un gând, o slujbă. Poate cineva o are. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 18, că adică Hristos, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele, și ne-a încredințat nouă slujba acestei împăcări. Există slujba împăcării. În Matei, capitolul 5, versetul 9, spune: ferice de făcătorii de... Sunt în adunarea din Reus? Sunt? Oameni cu slujba, tăți vreau vindecări, prorocii, daruri, dar slujba asta o are cineva? Că e o slujbă și trebuie să fie într-o societate, într-o biserică, trebuie să fie oameni care au slujba aceasta. Cereți de la Domnul? Doamne, ajută-ne și dă-ne-o. Care ar fi oare condițiile ca să poți împlini slujba aceasta? În primul rând, trebuie să ai de la Domnul o viziune, să identifici focarele de ceartă și să te implici acolo. Măi, vezi că în adunarea din Reus sunt două căpetenii care nu se înțeleg. Odată eram cu fratele Moloci într-o adunare în diaspora, bătrânul Moloci. Și îl pune la cuvânt și îl spune: mi-a arătat Domnul o vedenie. Era aici în fața amvonului două căpetenii, se băteau cu săbile, dar nici nu știu să se bată, pare că am niște copchii. Nu m-a sfăt eu, avea niște săbi de lemn și tot se lovea unul pe altul și râdea adunarea. Și așa era. Până la urmă adunarea a strigat: băi, avem doi prezbiteri și nu se înțeleg. Și apoi s-au făcut pace, mulțumim Domnului. Deci trebuie să ai, băi, cine cu cine nu se înțelege, în care familie sunt probleme. Odată a venit Duhul Sfânt în adunarea noastră, a spus: diavolul vrea să lovească cu divorț două familii. Și noi nu avem în adunare nicio familie în divorț. Mă întreb către păstor, nu sunt eu păstor principal acolo, și eu printre cine am. Măi, știi ceva? Frate dragul, nu știu nimic. Băi, m-am gândit pe aici, pe acolo, mă, să nu fie lucrarea bună. Mă bucuram să nu fie bună, dar era printr-un proroc. La două săptămâni mă sună: i-am găsit. O venit la mine, nu se mai înțeleg, dau divorț, gata. Măi, oameni buni, cât am postit, cât ne-a rugat, am făcut cărare bătută la dânși. Dar cu post, cu rugăciune, cu implicare și mulțumim Domnului, familie, sunt bine, sunt împreună. Nu ne-a făcut Dumnezeu de rușine, nu a lăsat să fim făcuți de rușine. Dar fiți atenți acolo unde sunt focare de ceartă și neînțelegeri. Asta o face unul care are slujba împăcării. În al doilea rând, să te califici, tu însuți să fii om de pace. Când s-au certat doi frați, s-au dus comitetul ca să-i împece. Și unul a spus: du-te, ești în pacă cu cumnatul tău, după aia vin la mine. Tu vii la mine, nu-ți rușine. Și acela, ce să mai spună, că și el era în ceartă cu altul. Ca să te califici, trebuie să fii în pace cu toți oamenii. Că este un verset așa un pic dificil la interpretare, din Romani, capitolul 12, versetul 18. Întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți. Eu cred că expresia întrucât nu-i sinonimă cu expresia deoarece sau pentru că atârnă de voi. Mai degrabă e o formă arhaică a expresiei în măsura în care atârnă de voi, trăiți în pace. Adică cât depinde de tine să trăiești în pace. Că Domnul se ruga în Ioan 17, le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât. David spune: eu vreau să trăiesc în pace, dar ei n-au pace. Și acum există conflict între două persoane în care nu-s vinovați amândoi. Unul vrea pace, dar celălalt nu vrea pace. Mai este o problemă din Matei,
Dacă știi că cineva are ceva împotriva ta, lasă darul la altar, du-te și te împacă cu el. De câte ori să te duci oare? Eu m-am întrebat. Am o întâmplare veche, am mai povestit, o adunare, evangelizare, corul de la Ițăcan, cântă grozav, corul nostru, mare, 80 de persoane. Au venit primarul, au venit... Dom'le, așa cânta corul de frumos, o predică bună, mi-i încreștea inima. Adunare aglomerată, niște copii s-au pus lângă amvon, pe postament, niște copii mici. Și-au ascultat, cât au ascultat, la un început s-au plictisit copiii. Erau niște fetișoare, au început să caște, să cracăneze, să întindă pe acolo. Era o imagine rea. Și am spus, măi copilași, le-am făcut eu semn acolo, le-am făcut, băi, ia veniți încoace. Am luat toți copilașul și i-am pus pe prima bancă. Că nu era frumoasă imaginea. Băi, așa a fost de frumos la adunare, mă duc acasă, sună telefonul. Dragul, da, ce e cu copiii mei? Zic, ce am avut, măi, dar i-am luat și i-am pus pe bancă, nu i-am scos afară. Ce? Te temu că se uită la dânsul și nu te vede lumea pe tine? De ce ai pus mâna pe copiii mei? Cum faci tu mâine cina? Zic, hai să-ți explic. Zic, eu pâinea, mă rog, după aia o frâng în două, îi spuneam la telefon. După aia o frâng mai mărunt și când aici am închis telefonul. Acum eu spun într-o mie de oameni, este un slujitor care să nu fie nimeni împotriva lui? Noi nu prea votăm așa, dar odată am vrut să mă pun la votul bisericii. Și când m-a pus la votul bisericii, am avut 97 pentru. De atunci până acum mă gândesc oare cine s-a aceia trei împotrivă. Și ce au ei cu mine? De ce m-o tăiat? Asta e firii, da, nu-i de la Duhul Sfânt, știu. Bun, atunci eu mă întreb, într-o adunare de 1000 de oameni, poate păstorul să facă cină mulțumindu-i pe toți sau cineva are împotriva lui? Eu mă duc să-mi rezolv treaba. Mai e un frate, dar dacă tu ești încăpățânat și nu vrei, să-ți fie de bine. Eu trebuie să-mi fac slujba. Povestea fratele Fănel de la Rdăuț, că era unul la dâns la Maranat, acolo tare sucit. Sucit, și avea ceva cu fratele apostol. Sau, da, cu apostol. Și zice, cum faci tu cina că eu am ceva împotriva ta? Și fratele îi spune, măi frate Nichiteanu, măi frate Fănică, hai să mai mergem odată la dânsul. Se duc la dânsul, măi frate, dacă ți-am greșit, iartă-mi, nu, că tu așa, că tu așa. Dar Nichiteanu îi spune, băi frate, dacă nu-l ierți pe fratele apostol, apoi nu ești pocăit, bă. Da, nu-s pocăit. Frate apostol, te iert. Nichitene, de acum am cu tine ce am? De ce ai spus că nu-s pocăit? Apostol, când s-a văzut iertat, pălăria în cap, rămânesc cu Domnul Iisus. O plecat. Am o rămas Nichiteanu să știa, nu? Pe tine nu te pot ierta. Ce faci cu oamenii ăștia? Sunt oameni dificili. Povesteam azi a fratele Nicu, am fost în Australia. Și în Australia ne-a spus, oameni buni, eu sunt foarte bogat, nu-mi băgați bani în buzunar, că am cu ce trăi. Vine la urmă un frate și spune, băi frate dragul, tu ai auzit de Gigi Contra? Eu zic, da. Și nepocăit fiind, când eram mai tânăr, juca unul contra fotbal. Și am auzit din numele lui, n-am fost fotbalist, dar îl știam așa. Și că am auzit, o juca el, eu sunt Gigi Contra. Zic, domnul, să-ți binecuvinteze. Băi, nu, acela care știi tu că juca fotbal. Eu sunt contra, că sunt contra la tot. Vine câte unul și se plânge că n-are bani, că ar sluji, dar n-are mașină și cere bani. Nu le dau nimic. Tu ai venit și ai spus să nu-ți dăm, ia niște bani de aici. Am spus, măi, stai, chiar ești contra, măi, stai o leacă. Dar sunt din ăștia în adunare, sunt. Și atunci ce face slujitorul, ce face predicatorul, ce face prorocul, când unul e împotriva lui? Biblia spune, întrucât atârnă de voi, în măsura în care atârnă de voi, trăiți în pace. Faceți tot posibilul ca să aveți pace. Și dacă cineva vrea război, Dumnezeu să-l lumineze și pe el. Revenim la slujba împăcării. Identifică zonele de conflict, asigură-te că ești un om de pace, asigură-te că ai autoritate de la Dumnezeu.
S-ar putea, dacă acolo e ceartă și sunt niște duhuri de ceartă, s-ar putea ca duhurile cele să te atace pe tine și casa ta. Spuneam acum într-o seară că l-am cunoscut fratele bine, foarte bine pe Sidor de la Găureni. Sau bine, nu foarte bine. Un om al lui Dumnezeu. El a plecat de la Găureni, la Dumbrava, până în Arbore, să cumpere o șură de lemn, să o demonteze și să o ducă la el acasă, că așa era practica asta. Când ajunge la Arbore, frate, a venit fratele Sidor, rugăciune dimineață până seara, pe la bolnav, lucrări, Domnul folosea foarte mult pe omul ăsta. Și un frate îi spune, măi, n-ai găsit șura azi, ai dor la mine și mâine merg și eu cu tine. S-a culcat și noaptea vede fratele Sidor o căpetenie a duhurilor din Arbore, înspăimântătoare, l-a chemat pe celălalt de la Găureni. A zis, băi, tu ce faci acolo? Ce lești tu pe Sidur, viei sunt tulburi împărăția? Tu ai văzut? Cu lucrări, cu minuni, cu rugăciuni. Și acela așa spune că lasă, că fac eu ceva. O căutat ieșura, două zile, când pleacă soția fratului Sidur, spune, băi, unde mi-a imblat o seară? Eu stau acasă ca fraiera și tu umbli unde nu trebuie. Și băge ocuri pe el. El spune, măi, femeie, am fost să caut o șură. Șură te-ai dus tu și iară. Și el spune, măi, uite, am avut o vedere. Știi ce s-a întâmplat? Că eu spun că duhurile au legătură. Duhul din Arbore l-a mustrat pe el. Ține-l, băi, pe Sidor acasă. Că lui nu-i convine că ni se tulbură împărăția asta a întunericului. Dacă te duci nepregătit, s-ar putea să ai și tu probleme. De aceea, cereți autoritate de la Dumnezeu. Cereți umplerea cu Duhul Sfânt. Un frate îmi spunea, și cu asta închei, la noi este o familie, chiar vecin cu mine, la câteva căs mai la vale, au mulți copii, 14 copii, el foarte habotnic în pocăință, așa. Nici la colectiv nu s-a scris un fel de dezident, așa. Și odată unui frate din adunare îi spune Duhul Sfânt, du-te în casa la fratele, nu vă spun numele, ea trăiește, are spre 90 de ani, el e mort, l-am mormântat. Du-te până la ei. Nu-i spune Domnul de ce, dar omul ăsta are lucrări. Era iarnă, frig, viscol, cum e în Bucovina. Se îmbracă, se duce la el, pacea Domnului, pacea Domnului, erau amândoi în casă și pentru că era foarte frig afară, el începe să încălzească la plită, stă la sobă, tot să nu îi spune nimic. Un minut, două, stă și tot se încălzea și se uita la dânjă. La care el izbucnește în plâns și spune, știu de ce ai venit la mine, dar eu sunt divină, recunosc. Nevasta începe să plângă, frate Gheorghiță, nu el divină, eu sunt divină. Și a început să plângă amândoi și fratele Gheorghiță spune, hai facem o rugăciune că eu vreau să mă duc. Făcut rugăciune și a plecat. Trimis de Duhul Sfânt, împuternicit de Duhul Sfânt. Frații mei, printre lucrările care le fac pocăință, cei care vor să fie fericiți sunt și făcători de pace. Ferice de făcători de pace. Nu vorbim de slujba asta a împăcării din 2 Corinteni 5 cu 18, că prima dată trebuie să împăcăm pe oameni cu Dumnezeu. Asta înseamnă evangelizare. Înseamnă să spui, să chem la adunare, să postești, să te rogi. Doamne, ajută-ne la asta. Cea mai eficientă evangelizare e aceea de la om la om. Asta e cea mai eficientă. Când la noi a fost adunarea închisă, eu eram copil mic, nu știu, nu, așa foarte vag, dar probabil imaginația de cât am prins realitatea. Spun surorile în vârstă, Dragoș, în tătă duminica dimineața plecam cârduri la adunare cu nădejdea că o fi ușa deschisă. 4 ani au fost lacătul pe ușă, pus de comuniști, au ruginit lacătul acolo. După 4 ani când s-au primit dreptul de a intra în adunare, au intrat că s-au zvonit, adunarea arhiplină, numai în căpeu. Și era în adunare unii care din sat, dar nu se cunoștea. Dar tu ești pocăit? Da. Ce-a făcut frață? Acasă au făcut cercuri de rugăciune,
O chema vecinii cu mătri, nașă, ăștia au crezut, i-au botezat și când au venit adunare, s-au umplut adunarea. Asta înseamnă evangelizare. Ce facem noi în adunare, e o sărbătoare, un răsfăț așa pentru o adunare. Chemăm predicatori, chemăm cântăreți, facem poeme și ne meritați. Câteodată meritați câte o sărbătoare. Dar evangelizarea e să fii lumină și sare la tine acasă, la tine la școală, la tine la servici cu piscara blocului. Asta e evangelizarea adevărată. Domnul să ne ajute. Spun și eu amin, după dumneavoastră. Versetul 3. Căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Să aveți Duhul și să umblați cârmuiți de Duhul. Să fiți atenți la învățătura reală din Scriptură. Ungerea sfântă să vă învețe pe toți. Și să vă dea daruri și preocupări comune ca să vă puteți uni. În legătura păcii am vorbit pacea pe trei nivele, posesii care se exclud și slujba făcătorului de pace. N-am fost niciodată la voi. Nu vă promit că mai vin, că hotărârea mea este să mai stau pe acasă. Și îmi doresc mult să mai stau, că am îmbătrânit, sunt frați tineri, chemați-i pe ei, predică bine, sunt oameni pocăiți. Eu trebuie să scad și ei să crească. Dar vreau să aud despre voi că trăiți în pace. Amin.